Vă zic că eu și care au venit prietenii mei, domnul Grecu, doamna Grecu, domnul Chireșcu, suntem foarte emoționați, a fost un spectacol foarte frumos, foarte neașteptat, așa, aș zice eu, poetico-creștin. Aveți fete extraordinar de frumoase, așa de frumoase, n-am pensat pe noastră, pur și simplu una pe una. Le-au găsit pe doamna directoare așa o formă la școală foarte frumoasă, foarte simpatică, așa. Le-au cântat bine. Unele versuri au fost extraordinar de adânci. Sunt scrise aici de poetul, care sunt poet aici. Scris așa foarte bine, surprinsă. Puțin poate ar mai trebui de folosit versurile clasice, pentru că versurile clasice cumva te obligă la un anumit nivel să nu coboară prea jos. Sunt foarte mulțumit, sunt fericit că am ajuns în cele din urmă la Surculță. Vreau să spun că acum vreo două decenii și ceva, parcă un sfert de viață în urmă, când lucram la Biserica Albă, am întâlnit în materiale istorice niște documente legate de suferințele acestui sat, rușie, nu-i spun, nu-i scriu Surculță, că scriu cu Ț, Țaucuță. În sfârșit, cei ce am descris în Biserica Albă, bătălie aceea dintre turci și ruși, și mai ales mare dramă când 100 de cetățeni acestui sat, cei ce sunt în un moment absolut istoric, au înghețat sub zidul bisericii, pentru că nu mai încăpeau, era iarnă, era frig, iar turcii au dat foc întregului sat și ei nu mai aveau unde să adăposti. Și dimineața, vă zic că o ceată de cazaci care erau în retragere, i-au găsit gata înghețați și nu puteau face foc ca să-i mormânteze și au dat greci, au făcut un foc mare, au încălzit pământul și pe urmă au săpat acolo și acei 100 de bărbați ai satului au fost acolo înmormântați. Și acest fapt, într-un anumit fel, a fost, vă zic că a provocat izbucnirea celui de-al treilea război în doi ierni. De păcate, natural, eu că lucrând la român aș fi vrut să vin, dar eram atunci într-un fel persoană non-grată, nu puteam veni în Moldova, deci eram cetățean, aveam anumite probleme cu autoritățile care credeau că eu sunt un dușman al puterii sovietice, dușman al Moldovei și n-am ce căuta aici. Dar, în genul literatură, desigur, se întâmplă că omul descrie ceea ce el nu a văzut. Dar de ce și poate ieși? Și eu astăzi văzând satul și dealurile și părâlul celor care curge acolo la voi la vale, am ajuns la concluzie că așa în linie mari n-am greșit în fața istoriei așa documentar. În afară, sigur că de preotul care curta o cană și era cam bețin cu preotul cel, ei acum sigur că e altă situație, altă viață. Eu vreau să spun că Surculța este un sat la noi istoric, un sat de oameni demni care au trecut așa prin istorie cu frunte sus și mă bucur foarte mult că astăzi elevii și învățătorii și profesorii și preoții acestui sat sunt așa la o înălțime așa respectivă. Am avut o întâlnire cu Ion Mugureanu care pare deși din nou, din Opaș, de pe satul deși. Noi cu dânsul am lucrat multă vreme la Moscova, eu am fost montat de piesele mele și odată un lucrător de la Teatrul Armatei, pentru că eram amândoi la Moscova, i-a spus cuiva la telefon, tu știi că între Domță și Ungureanu ceva se întâmplă, este un câmp de încordare, acolo este un roman complicat la 5-4-5. Și Ungureanu spune, păi sigur că noi, dumneata ești de la nord și noi suntem de la sud și între nord și sud întotdeauna au fost anumite divergențe, dar eu cred că aceste divergențe ele au fost întotdeauna spre bine, pentru că atunci când nu există o anumită tensiune, nici adevărul nu poate fi căutat, nici o operă de artă nu poate fi realizată și eu cred că nici un câmp nu poate fi arătat. Uite, așa o mică prefață pe care eu am putut să o fac,
Pe mine m-a convins doamna directoare, eu acum sunt în trecere și nici nu mai avem timp prea mult, dar ea mi-a spus de ei, tu nu știu pe cine a căpătat telefonul meu și m-a telefonat și mi-a spus să vin neapărat și mai ales m-a convins că zice, uite, tatăl meu e un om în vârstă care știe cărțile dumneavoastră și vrea neapărat o să se vadă și pe dumneavoastră și eu am gândit că în genere pe lumea asta, știi, deseori ai obligații față de un popor, dar deseori ai obligații față de un om. Și se întâmplă uneori cu obligația față de un om concret, este mai presus și a nu stima această obligație, înseamnă a nu stima obligația și față de popor. Fiica lui Andrei Lupan îmi povestea, acum îmi mă la telefon, că ei veneau de la Tiraspol cu o rutieră de asta la Chișinău. Și erau vreo 4-5, era un șofer așa cu un cap mare la volan și cineva întreba, da, ce e cu asta din Pilier, unde erau turci, unde nu știu ce. Și șoferul celea, cum am trecut acolo din Pilier, a început a povesti capitolul din Biserica Albă, dar pur și curând, curând și pagină unde era turci, unde erau rușii, unde erau Potiomche, unde era Ecaterina Mare, unde era Ecaterina Mică. Zici, noi am rămas un îngânduriț, un om simplu, un șofer, care absolut, pe din afară, pagini întregi din romanul acela cu care povestea. Și a fost pentru mine o bucurie, pe dintr-o parte, el, un șofer de acolo, pe din altă parte, un mare savant la Paris, ieșit din Petrograd, povestea că soția lui, vă zic, era de acum pe patru stingere și el nu știe cum să-l miștească și zice, două săptămâni am citit Biserica Albă, capitol cu capitol și zice, vă mulțumesc că prin romanul dumneavoastră mi-am luat rămas bun de la consoarta mea. Desigur, cu literatura se întâmplă lucruri așa neașteptate. Uite, doamna directoare spune că ea vine și se liniștește sara cu scrisul. Și vreau să vă spun, în scurtea mea așa, prezentare, dragi copii, nu vă despărțiți de carte, pentru că toate emisiunile astea televizate, toate computerizările astea, eu sunt adânc convins, ele ne servesc, noi azi nu ne putem sigur că dezice de ele, dar ele țin firea omului într-o anumită paralizie. Tocmai elementul creativ al tău nu funcționează. Acolo se arată totul pe ecran, cum era generalul Cutare, unde era oaște, care a înaintat, care a plecat. Și tu, pur și simplu, transformi într-un adaptor. Dar când citești o carte, o poezie, atunci tu participi împreună cu autorul la crearea acelei lumi care este de-abia înseilată. Literatura ea nu spune tot, ea numai înseilează anumite momente și te face pe tine ca tu cu sufletul tău să coși restul ceea ce nu a fost dus până la carte. Copiii frumoși, fete frumoase, băieți frumoși. Acum poftim o serie de întrebări, dacă aveți ceva întrebări, discuții, eu, mă rog, cuvânt tăiecul nici nu poți să provocăm așa o discuție, da? Hai să punem întrebări. Începem cu care clasă l-a studiat pe Ion Gruț în afara programului? Nu văd mâinile ridicate, copii. Hai! Nadejda! Am citit cartea Pomul de la Răscruce. Am citit fiecare operă, dar n-am găsit răspunsul profund la întrebare. De ce ați intitulat anume Pomul de la Răscruce sau ce ar simboliza acest pom? Pomul de la Răscruce este... sunt eu și pomul de la Răscruce ești dumneata. Pomul de la Răscruce este Sărcuța și este întreaga Moldova. Ce ți-au spus cronicarii? Moldova este un pom la Răscruce și oricine ar trece pe acolo, rupe de copacul ceva și se duce fără ca să-i pese. Asta este pomul de la Răscruce. Este Moldova, este soartă, sunt destinele noastre.
Și uite, de asta am numit carte Pomul de la Răscruce, pentru că este subiectul noi și viața noastră și sigur că sunt și cei care trec și citesc din fructele acelui pom de internetă. Și vă rog foarte mult, mi-a plăcut foarte mult, uite, acum a apărut la Academie o carte, o să vă lăsăm câteva exemplare pentru bibliotecă academică, se numește, cum se numește, Ion Druță și nu știu ce acolo, arul artistic, nu știu ce acolo. Fenomenul artistic. Și acolo este, eu, cotrobăind prin arhiva mea acolo, desigur primesc scrisoare, dar nu răspuns la dânsele, pentru că sunt felurite, e fel de fel. Și am găsit o scrisoare a unei învățătoare sau elevă din raionul Călăraș, din satul Săseni. Și scrisoare pe o pagină de caiet scris foarte frumos, caligrafe fără greșeli, noi elevii clasii a nouă și din școala medie Săseni am citit proză de dor și am rămas atât indignați. De ce? Adică Rosanda nu s-a căsătorit cu Iorghe, ce s-a întâmplat acolo când ei trebuiau să căsătorească și nu știu ce faci dumneata cu tineretul nostru și rog să ne răspundeți când ei în cele de urmă se vor căsători. Am lăsat, vă rămas cu izăcit, acum am gândit, mai foarte curios să plecăm și am dat domnul profesor Dogan și ne-a tipărit acolo în carte. Da, domnul Rafael, stă aici, prezent regizorul de un nou film, fac acum un film despre Ion Drus și aventurile lui și s-au gândit să o căutăm pe doamna cei de Săsin care a scris scrisorică ce și au găsit-o, acum ea, sigur, e femeie în vârstă, are de-acum vreo 40 de ani, dacă nu mă așa, dacă nu mă nu. Zice, știi, bătea, noi atunci am tineri fiind, am citit și am rămas integrat. Ce înseamnă nu se căsătoresc? Ei ne duce, duce. Pe urmă, zice, termină școala, am intrat la filologie la universitate și termină filologie, am început să cad pe gânduri, că poate totuși autorul sigur că avea dreptate, ceva era un înțeles, un înțeles. Dar acum, la vârsta asta, eu cred că autorul avea perfectă dreptate, pentru că unul este Gheorghe, altul este Rusanda. Așa că, vă rog, dacă aveți ceva proteste sau ceva, vă rog, întrebări eu cu ceva mare dragoste. Poftim, aici, ce de voi, aici pe scenă erați toți așa de răsăriți, așa de frumoși, poftim. Mie mi-a plăcut în mod deosebit novela Șapte de nuc. Și de la lecțiile de limba română, chiar cred că între om și copac există o relație de comunicare spirituală. Și mie îmi place în mod deosebit Arțanu. Domnule Druță, aș vrea să vă întreb, ce alt fel de copac v-a marcat cumva destinul? Ce copac? Eu vreau să spun că acum, dacă a dat Dumnezeu să termin aceste 8 volume, eu vreau să scriu o carte despre plante, despre prietenii noștri care trecem prin lume, știu eu, câine, pisici, ce mai bine are omul în jurul casei. Și copaci mi-au mai marcat. Eu am scris un, dacă vă îndoină, este un poem despre stejar, un poemul stejarului. Am scris despre nuc. Mie îmi plac foarte mult salcânii. Uite, vreau să scriu cândva despre salcânii. Salcânul este un copac foarte nedreptățit în viața noastră. El crește așa, unde fie secetă, fie margine de drum, fie râpă undeva. El săracul, dar de ce nu crește? Dar lemnul acela de salcân, specialiștii spun că e unul din cel mai dense, unul din cel mai extraordinar ca rezistență. Și eu țin minte, tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, când ne-am mutat în satul acela nou, din Horodește la Ticăvodă, un loc de gard, o sădit un rând de salcân de ăștia tineri cu păstăile cele lungi. A fost o frumusețe și mulți ani ne-a dat o salcânii cei, pe urmă îi întâlnesc cu noi malul Mării Negre, acolo la Sergeievă, când te duci în nisipul celălalt, Doamne, vânturi, nevoi, stă salcânul cel așa, pur și simplu, un fiect în vremuri. Sunt mulți copaci, de așa cum oameni sunt foarte mulți demni și copaci sunt foarte mulți demni. Poftim. Vreau să vă spunem că toată clasa am citit novela La fete. Noi, în plan de dragoste, suntem versanți. Adică băieții nu vin după borș, dar vin după dischete sau CD-uri. Acum vreau să vă întreb.
Întâmplarea din novela La Fete este una reală sau doar este o ficțiune? Da, n-am înțeles acum băieți să vin după Borja, după CD-ul? După CD-uri sau după disket la computator. Are cumva cu lumea la povestea asta, novela, este următoarea. Ea mai trebuie, poate mai trebuie și acum, nu o chema Zina, o chema Catina, că trebuie acolo în țatul celor la noi de Antrabudă. Și știi, despre ce se întâmplă, eu nu se minte, probabil că a fost sau nu mai se minte, dar ceva mai târziu, peste un an sau doi, eu aveam acolo în sat niște verișori. Mama mea avea o soră mai mare, care era căsătorită cu niște ucraineni și trăiau tot acolo în satul acela. Dar ucrainenii sunt așa mari ahotnici, de le-au luat peste picior, așa au ei în fire aceia lor. Și verișorul acela meu, într-o seară, spunea că zice el, s-a dus acolo de prin Gărcie și m-a zis că s-a luat și râdeau toți. Și râdeam și eu că a fost hasnie. Este, el nu se minte dacă a fost așa, dar el povestea despre mine că a fost așa și ora. Și atunci am zis, dar de ce nu? Și am scris novela aceea. Drumul când erau scriitori în Moldova Sovietică, ne duceam la întâlnire prin școli. Mergea Bucov, poieții mergeau mulți, Șleacu, Cosmeșcu, nu știu. Dar ce mă, nu luați și pe drumul la întâlnire. Când citește la fete, gata, toată seara se termină, toți mă, și când ieșim de acolo, fetele, uite acela cu Porsche-ul, uite, uite acela cu Porsche-ul, uite acela care cu Porsche-ul. Practic că aceea, acum vreo 4-5 ani în urmă, am avut întâlnire la școală aceea din Nicavodă, cum îi spune Iciurină, tot foarte frumoasă, și învățătoare îmi spunea, dar știi, mă, dacă, practic că aceea, cum e o femeie bătrână, umblă așa în cârjă, dar îi spune copiilor, frate, el la mine vine atunci, după Borșa, eu nu eram acasă și nu știu ce, se laudă. Dar eu n-am văzut de multă vreme și am spus că, dar știi, chiar aș vrea să o văd. N-am văzut de vreo 40 de ani. Să o aducem, bine, să o aducem. Și au trimis mașina, nu știu, în mașina sa, cum și-au adus-o, m-am mirat că ea fără cârja bine. Așa, să ținem mâinile în picioare, frumos așa, și am stat puțin de vorbă, așa, mi-a spus că are doi băieți, acum cum e viața asta, unul e Italia, altul știu unde, bărbatul e decedat. Mă rog, divorțul, divorțul și mai mult n-a fost vorba. Da, hai, poftim. Răspuneam o carte de-a dumneavoastră și mama m-a observat și mi-a spus că pe timpul când era și ea școlăriță, îi plăcea foarte mult povestea furnicii, dar noi nu am studiat la școală. Oare de ce? Domn Ioan, Ioan, faceți ceva ca această novelă să fie introdusă în manuale. Uite, domnul consilier prezidențial, eu am pus problema să fie introdus furnica, dar vreau să vă spun legătur cu furnica. În volumul ăsta, acum academică, care este, o să vă lăsăm aici la bibliotecă, o tânără poetă de-a noastră, acum trece la Paris, am uitat cum o cheamă, poetă, în sfârșit. Și poetesa cei de la Paris, care e din Moldova, a scris un articol în care zice că ea, fiind învățătoare, an la rând a fost chinuită cu furnica lui Ion Druță, pentru că eu fiind, eu zic, fiind învățătoare, n-am putut să-i explic elevilor ce vrea Druță cu furnica asta. Și nici elevii mei nu puteau înțelege ce a vrut el să spui prin furnica asta. Și uite, abia acum, după 4 ani trebuie la Paris, am înțeles. Toți prin furnica vrea să ne arăte îndobitocirea țăranului sovietic decât de Rusia. Băi, o prostie mai mare, de asta n-am avut în viața mea. Sunt tot pe fel de fel, dar eu țin la nivelul asta și mă miră că nu este școala. Acum câteva zile am avut o emisiune acolo la televiziune, nu știu că a apărut și la voi în sat, ați văzut, să n-ați văzut că am fost de la Palatul Național. Și pe urmă, după emisiune aceea, au fost sigur cu un mic patret acolo sus, mică recepție, și eu vorbeam acolo în sensul de bucățele mele care intră și nu intră în programul școlar și am întrebat-o pe doamna Griceană, zic, mă, dai fost unul, da, școlăriță, cred că ai citit și unul, da, povestirile mele de acolo din școlă, din carte și de alții, și nu numai unul, pe mai multe le-am citit.
Păi zic, uite, în această ordine idei, sigur că trebuie depus problema ca bucățele cele care au mai multe pondere și au, sunt mai grele în sămânță, aș zice eu, ele, natural că trebuie să intre. Așa că să-i spui mamei dumneitale că nu o să reapară într-un manual undeva. Dar cum o cheam pe mamei dumneitale? Elena. A? Elena. A, mulțumesc. Hai, tot. Astăzi, într-o lume modernă, este moda editării cărților într-o variantă electronică. Dumneavoastră, ce păreri și ce gânduri aveți acest capitol? Îmi pare foarte rău, dar n-am înțeles întrebarea. Astăzi, într-o lume modernă, este moda editării cărților într-o variantă electronică. Ah, electronică, am înțeles, da. Ce să vă spun, mulți au site-uri, eu nici n-am site, toți mă întreabă, deși am acasă și poștă electronică și nu am site-uri. Totuși, mie mi se pare că cartea trebuie ținută în mână, cartea trebuie răsfoită. Omul trebuie să aibă posibilitatea să întoarce de la pagina 80 la pagina 35 să vadă ce a fost acolo și dacă nu se repete. Sau poate pune și o vadă pe poliță. Să nu-și strice vederea, în definitiv, toate operațiile astea electronice, ele distrug vederea omului. Și nu pot sta zi și noapte căutând prin... Noi ne transformăm în niște vierbe, niște rube, aici este mașinărie, de aboare și tot timpul căutăm. Și pe urmă, desori, am avut o poveste cu Alunica. Revista Alunica sau Alunelul, nu știu cum se numește. Alunelul mă roagă să ne primi ceva și au făcut un fel de concurs printre cititori despre povestirile mele și mi zice foarte de semnă, cunosc copiii, zic, măi, trimiteți-mi prin poștă electronic și au desemnat interesant copiii ce vreau să văd și eu. Bine, văd cum îmi trimit, văd primul desen, o casă, o arduș, al doilea, iar nu știu ce, o femeie, un bucioban și deodată un eșalon întreg de femei, va fi despuiate, sal în sus, niște nebunii, pe astea, băi, de văd la Alunelu și a scris, băi, uitați cum sunt porcările astea. Nu, domnule, zice, sunt microbi ăștia sau parazitari care mint în internet și într-o emisiune. Ele trebuie două, trei povestiri de copii și prind în lanț o sumedenie de porcării pe care omul nu trebuie să le facă în orice civilizare. Dar cum ei nu sunt responsabili, ei nu pot sustrage și nici eu nu le pot șterge. Ori ștergi totul, ori dacă trebuie, lași în computer toată ele. Ia, poftim. Vreau să spun că am citit novela Sania și m-am topit de măreția lui Moș Mihail. Bunii mei sunt și ei, într-un fel, niște Moș Mihail, însă nu prea am eu timp să-i urmăresc. Profesoara noastră de limbă română, atunci când ne vorbește despre Moș Mihail, ne vorbește paralel de meșter Manole. De ce? Păi, dar sunt eu profesor? Eu nu pot spune ce este în sufletul profesoarei. Ea poate găsi lucruri tangențiale în Sania. Sigur că se poate găsi acolo anumite lucruri cu moșul celălalt cu Sania. Nu pot răspunde această întrebare. Este ceva cum nu este, depinde de cel care citește. Literatura antipodioană se bazează pe pe aparatul celor cititorului. Eu nu știu ce este în capul cititorului. De foame, când vorbeam de cinci
tale și râdeam de viața ruță, lacrimile dumii sale le usca doar unul druță. Când se da vitelor prană în cristelnița din cram, se ruga Samariteata păstrătoarea acestui neam. Batioane, batioane, pe suflet de praf, nu pe haine. Batioane, batioane, de dor ne uscăm, nu de foame. Batioane, batioane, pe suflet de praf, nu pe haine. Batioane, batioane, de dor ne uscăm, nu de foame. S-a schimbat a vieții spectru, om pe om nu se mai cruză, cu Dimitrie, cu Petru, de acel somn vorbește druță. Bunătate o povară și-o privim cu ochi pustii, ce mai dragi și druță iară, când ne mormântăm de vii. Batioane, batioane, pe suflet de praf, nu pe haine. Batioane, batioane, de dor ne uscăm, nu de foame. Batioane, batioane, pe suflet de praf, nu pe haine. Batioane, batioane, de dor ne uscăm, nu de foame. Dacă n-am reușit, nu-i ceva, dar nu-i nevoie.